Ionel este un jucător de fotbal foarte competitiv. A fost întotdeauna marcatorul și jucătorul cel mai valoros la turneele de fotbal. În ultimul timp, performanța lui a scăzut, starea lui s-a înrăutățit și nu mai poate atinge standardele echipei. Colegii săi îl sfătuiesc să încerce unele substanțe ilegale, dar el nu este sigur că aceasta ar fi o modalitate potrivită de a-și îmbunătăți performanța.